Cei peste 102 de megabits pe secundă din acest test au poziționat Ploieștiul pe locul 3 în lume la viteza media internetului. Ne depășesc doar metropolele Singapore și Hong Kong. Chiar dacă sunt mulțumiți de cum funcționează serviciul, unii dintre internauți nu își pot explica fenomenul. Bună întrebare! Foarte bună întrebare! Mă gândesc că românul e prea leneș și a avansat chestia asta ca să se complacă mai mult în lenea asta. Pentru că sper și din toată inima asta că avem noi niște elevi foarte buni, niște studenți foarte buni și lumea a văzut cât de bine ne descurcăm și cât de mult vrem să învățăm. Specialiștii au însă o altă variantă, oficială de această dată. În ceea ce privește internetul, în România a apărut relativ târziu. Un mare avantaj pentru că s-au folosit ultimele tehnologii. Pe fibră, capacitatea de comunicații este nelimitată. La acest aspect se adaugă și argumentul istoric. Faptul că un oraș de dimensiunea Ploieștiului are numai puțin de 7 gări vorbește de la sine despre importanța acestuia ca nod feroviar în România. Este absolut normal ca la Ploiești să fie cea mai mare viteză de internet din România. Din punct de vedere istoric, Ploieștiul reprezintă nodul de comunicații principal, feroviar. Trenul a fost principalul mijloc de comunicație timp de 100 de ani. George este pasionat de tehnologie. De-a lungul timpului a făcut teste în diferite zone ale Ploieștiului pentru a observa viteza internetului. Am găsit viteze până la 100 de mega. Deci am rămas uimit de cât poate să meargă viteza radio, vorbind pe telefoanele mobile. Nici în ceea ce privește semnalul 4G, Ploieștiul nu stă prost deloc. Dacă facem un simplu test în centrul orașului, aflăm că avem o viteză de download de aproximativ 69 de megabits pe secundă, în timp ce viteza de upload este de peste 40 de megabits pe secundă. Chiar și așa, nu stăm bine deloc la capitolul distribuție. În teritoriul serviciilor este destul de redusă. Există statistici care spun că 45-46% 46% din suprafața României nu este acoperită de servicii de internet. Deci, da, avem o performanță ridicată, dar ea se reduce oarecum la zona urbană. Cu toate acestea, 39% dintre români nu au deschis niciodată un motor de căutare pe internet. Studiile arată că este vorba de populația de la sate, acolo unde oricum gradul de alfabetizare digitală este foarte redus. După Ploiești, în top se află Iașiul și Bucureștiul.